Stop! Ce? Cum adică să nu mai cânt colinde? Ce dacă sunt 20 de grade afară? Știți că mai multe orașe din România, cum ar fi București, Cluj și Timișoara, sunt deja decorate de Crăciun și au început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă? Mai sunt, atenție, 68 de zile până la Crăciun și totuși omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Românul trebuie să fie pregătit, domnule. 8.000 de metri de ghirlandă luminoasă și 5.000 de alte decorațiuni vor înfrumuseța Clujul în perioada sărbătorilor. Și dacă tot discutăm de sărbători, hai să vedem unde mergem la târgul de Crăciun, că mâine poimine te apucă pofta de vin fier și sărmăluțe și nu știu unde să te duci. Ei bine, în capitală, târgul va începe pe 30 noiembrie și nu se va plăti bilet la intrare. Dacă ne amintim, cel mai de succes a fost târgul de Crăciun din Craiova și este considerat unul dintre cele mai frumoase din Europa. Se deschide pe 17 noiembrie. Aici, încă din luna mai, municipalitatea începuse să se pregătească de sărbători. Căsuța lui Moș Crăciun era deja gata și aștepta să fie montată, iar acest lucru urmează să se întâmple chiar în următoarele zile. În premieră, anul acesta vor fi două târguri de sărbători la Cluj-Napoca, în piața centrală și în fața sălii sporturilor, unde va fi amenajat și un patinoar. Ambele se vor deschide pe 24 noiembrie. Toate pregătirile pentru Crăciun au costat primăria 1.200.000 de lei. Târgul din Timișoara va începe pe 26 noiembrie și va putea fi vizitat până pe 7 ianuarie. Acestea fiind zise, cred că ar fi cazul să merg să-mi cumpăr braci și globulețe, că am auzit că au băgat ăștia decorațiuni în magazine și mie că nu mai prind nimic. Îl așez frumos cât să-l bată soarele și aerul condiționat.